Rezolvă problema. Dar nu poți să mă mărit așa, țac-pac. Eu n-am zis că trebuie să te și îndrăgostești de la cu care te măriți. Avem nevoie doar de acte. O persoană familistă atrage mult mai puțin atenția. Auzi, dragă, dacă tot ești în campanie de pețit, nu-mi găsești și mie un pretendent? Hai mă, iubii, nu mai glumi. Eu chiar vreau să-i ajut pe oamenii ăștia. Că... Dar ce, dragă, ți se pare că glumesc? Ha? Poate chiar vreau să mă mărit. Zi, nu te mai gândi atâta. Zi, îmi găsești soț? Stai aici, vin imediat. Păi, este ca și cum i-ar fi spus în față că nu mă vrea de soție. Iară te omit. Dar ție ce-ți veni cu măritișul așa deodată? Știam că ești împotrivă. E mai complicat și n-am timp să-ți explic acum. Hai te rog, zi-mi, că mie îmi plac telenovelele. Dar nu-i dragă nicio telenovelă. Ține de serviciu, nu pot să-ți zic. Că dacă îți zic... Dacă nu, mi-arăși certificatul de căsătorie, ești trecută în rezervă. Șefu, dar misiune... Îți ia maxim 3 ore, deci îți mai rămân 4-5 pentru măritiș, agent 012. Ești liber. Dar ce, Doamne iartă, m-ai căutat acolo? Că orice animal cu pui e rău. Am vrut și eu să văd cum se recuperează după naștere, ca să știu la ce să mă aștept. Bibilico, aia e cățea. Nu naște ca tine. Ce importanță mai are acum? Important este că dacă mi-a dat vreun microb, l-am nenorocit pe bebe. Nu ți-a dat, dragă, niciun microb, stai liniștită. Te-a agățat puțin de pantalon, am văzut. Adică eu sunt proastă sau ce? Nu știu când mă mușcă careva? Gata, 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 liniștește-te, că l-a agit și pe bebe și nu e bine. Ia să vedem, arată și mie unde e mușcătura, arată-mi-o, ia. Iete, aici. Iete, că nu e. Arată-mi unde e. N-a apărut încă că e locul cald, da. Locul cald. Cine ți-a mai băgat în cap aberațiile astea? Trebuia să fie urmă acolo, că pielea se învinețește instantaneu. Serios? Mhm. Uite, mă, nu se învinețește instantaneu. Păi nebunul. O palmă e altceva decât o mușcătură. A, păi, hai să vedem și asta. Au! Au! Da! Păi tu-ai turbat, eu de ce mi-ai făcut? Au! Ce-și câine? Nu vreau să mai aud cuvântul câinea în viața mea. Și uită-te, nu ți-a apărut nicio urmă instantaneu. Da, da, câinele ăla... Gata, gata. Gata, fără... Animalul la patruped, gata. Numele lui este Mohamed Al-Boulaboulaoui, dar în mod sigur a intrat în țară sub o identitate falsă. Aveți grijă, că e foarte periculos. Și atunci ne băgăm noi, șeful? Asta era de datoria lui Eva să ocupe. Da, dar de ce să fie de datoria lui mea? De ce să fie? Adică de ce? Pentru că e agent de contraindicații, bă, tâmpitule. De contra-consti... De... Cum îi zice, șeful, că mă ce enervați? Contra-informații. Contra... E contra, șeful, de ar trebui spuneți dumneavoastră. Mărlane, Ema are treaba ei. De prins, îl prindem noi. Dumneavoastră cu doamna? Nu, noi. A, da? Dar viu. Și conform ultimelor informații, teroristul intenționează să se infiltreze în unitatea noastră și să arunce în aer dispozitivul radar. Misiunea voastră este să-l anihilați chiar în momentul în care intră pe poartă. Dar de ce, șeful, în momentul în care intră pe poartă? Ce, nu putem să-l anihilăm afară? Ești pic, mă, trăiesc afară, plouă! Nu, gogoașe, nu putem să-l lichidăm afară, pentru că își declanșează explozibilul după el și provocăm victime colaterale. Ce-am zis eu? Dar cum o să intre asta în unitate la noi, șeful? Păi ce-i acelea, sat fără câini? Câini! Unde nu, câini? Nu, că comite, comite, culcat, ăsta, nu. Dă-o caporal, fără câini, că e nevricoasă. Gata. Îl introduce Ema, Chiorete. Ema! Dar de ce Ema, șeful? De ce? Care Ema? Pupăze,
Ea este momeala. Nu v-am spus că ea are treaba ei? Păi, dar de ce șeful să fie momeala? De ce să fie momeala? Ce... ce râmă, ce e de... Ce faci, mă, te ferești de mine? Îmi pare rău, dar e secret. Știi cum e. Auzi, o să fac o preselecție pentru un șofer. Mă obligă șeful să-mi angajez șofer. Și o să aduc 2-3 tipi la interviu. Nu te super, nu? Sigur pentru interviu? A, mă, ce naiba! Bună ziua! În legătură cu căsătoria, mai sunteți disponibil? Aha, și ce sumă ați dori pentru... Cât? Păi, nene, tu ești om serios? De fapt, n-ai cum să fii, că dacă reai, te căsătorești din dragoste, nu? Fomistul naibii. Bibilico, deja ești paranoic. Nu înțelegi că n-au nimic câinii cu tine? Cum n-au, trașcă, cum n-au? Atunci de ce m-au mușcat? Au simțit mirosul de cărniță proaspătă de la bebe. Acum te duci și mie un spray din ăla antijavre. Nu pot să mă duc, că nu mai am timp. Trebuie să mă pregătesc pentru misiune, ai uitat? Ba, ai, trașcă, ai timp, că sunt destui sergenți și caporal care să pregătească misiunea și să-l prindă pe bla bla lor. Tu te duci să-mi iei mie spray. Opa, sau vrei să-ți mănânce câinii bebele? Nu, că deja tu ai urezi. Ai urez, trașcă, ai urez. Dar dacă mă întâlnesc cu o haită mare de câini, de frică o să nasc spontan și o să plece ea cu bebele tău în dinți. Marș după spray, că dacă nu, te mușc. Gata, am plecat. Șeful! Șeful! Unde sunteți, șeful? Aceea mă pupă, zărbaină! Și m-a speriat, uite, parcă sunteți adevărată cuvântul meu! Tu își trec din gură când ne deconspiri! Tu de ce nu te-ai schimbat? Păi nu pot să o las pe Ema singură cu Nemer Nicola! Mă duc să-i acopăr spatele! Păi de ce, mă, ce are rochie decoltată în spate sau care-i treaba? Lasă-l să plece! Du-te, mă, de aici, bă, că poate te vede careva, că vorbești cu câini! Da, da. Bravo, Mârli, bravo, cu minte, cu minte. Hai, bași, Daci, că te și buși. Băi, ești idiot, ești câine. Păi să câine buși, a, da. Măr, Daci, ia, că te și buși. Hai, măr! Mi l-ai luat? Da, dragă, poftim. Auzi, dar n-ai vrea totuși să te înțelegi cu binișorul, cu cățelușii ăștia? Care cățeluși, trașcă, sunt Dita mai dulăi? Erau să-l sfârși și ea din aur pe pupăză. Cum adică? Uite așa bine, cum auzi? Eram acolo și am văzut totul. Nu știu când naiba s-au aciurat Dita mai bestile la noi în unitate. Oulu. Da, mă, da, eu tot nu sunt de acord să folosești spray-ul ăla. Că sunt animale inteligente, gândește-te. Dacă cumva te țin minte și te mușcă numai așa, ca să se răzbune. Și acum ce-i vrea să fac? Să le dau bani ca să nu mă muște? Să le dau taxă de protecție? Nu, dragă, sigur că nu. Dă-le un nos, na. Joacă-te cu ei, fii prietenoasă. Că așa, sigur, o să faci mai multă treabă decât cu forța. Ei, stai, mă. E ca la oameni. Uite-te la mine. Dacă țipă cineva la mine, eu de-al naibii nu mai fac. Am zis 5 minute, idiotule! Ce naibii faci? Treci imediat în dispozitiv, că te calc în picioare! Marș! Da, să treci. Și cât ai vrea pentru chestia asta? 10.000 de euro. Atâu! Mă rog, plus masă, cazare pe perioada cât suntem nevoiți să stăm împreună. Ține-mă, Doamne, că l-am mor. Măi, stai puțin, nu se mai negociază deloc suma asta? Că nu te căsătorești cu o nașpetă. De conveniență, de conveniență, dar te rog frumos, adică...
Mă rog, poftim, uite, hai, dacă facem sex zilnic, îți fac un discount de 400 de euro. 400 de euro? Băi, trașcă, aud voce de bărbat la Emma. A intrat vreun bărbat străin în unitate? Da, șef, a intrat. Dar nu e teroristul, că am poză, ce dracu. Idiotule, a intrat deghizat. Oh. E ultima ofertă. 9400 dacă spăl și ciorapii. Iubi, ești afară? Ce faci, mă? Îi scot masca, ce să fac? Nu e el teroristul? Nu, deșteptule! Pe asta vrem să-l angajez șofer! Hai odată, ia-l, scoate-l de aici, că vine ăla și... Gata, Iubi, imediat! Auzi, tămătăluță, de unde știai că e cineva aici? Sper că nu tragi cu urechea! Iubi, nu te mai aud, că eu am ieșit! Dă-le un os! Joacă-te cu ei! Părerea mea e că dacă pari prietenoasă, faci mai multă treabă decât cu forța. Șeful îmi vine să fac pipi, poți să mă duci eu la toaletă? Stai dreacu, acica, cum trebuie să pice ăla? Cuțu, v-a adus fata papa bun! Ce caută idiota asta aici, mă? Cuțu, uite, întâi ne împrietenim și apoi mă apropii și eu, da? Luați! Doi, Clara, stai idiotă cu acte! Hai mă, Cuțu, papa! Papa, ia două paia cu acea! Hai, papa, ia! Da, uite, ia, hai, Cuțu! Mama, sare și carne! 5.000 de euro și să-ți fac copil? Mi se pare echitabil. Pe piață se cere cam 10, dar eu îmi scot banii din vânzarea bebelușului. Vrei să vinzi copilul? Nu, că-i super ideea. Și nu-ți blochezi banii, că poate ai nevoie. Ce faci, mă? Iar ai venit? Păi, Iubi, nici asta nu e? Nu, deșteptule, nu e, mă, nici asta. Ia-i la mară! Ieși, că te crăp. Ia și pe ăsta, că dacă tot l-ai distrus... Tu îi lași! El! Auzi, mă, Iubi, dar eu nu înțeleg de ce nu-l angajez pe Van Damme. Că e șofer și șeful folosește din an în Paște. Hai că vorbesc eu cu el! Ieși, mă! Haideți, domnul, v-ați lovit? Încet! Nu-i nimic, acum puteți să cântați ceva mai sus. Vă angajați soprană la operă. Agent 012. Da, șeful. Ești în obiectiv? Da, sunt în obiectiv. Se apropie teroristul. În câte minute ajunge? E la 2 minute de voi. Acționați. Am înțeles. Mârlane, obiectivul e la 2 minute de noi. Fiți pregătiți. Recepționat. Hai mă că avem treabă, goliți-o pe asta. Păi cum, Mârlane, cum? Că suntem câini. Că câinii, mă! Șopă aia! Marș cu împătate cu care de recunoscătorilor! Na! Oichii! Câinii vorbesc! Ordinar, focul e purat! Ia zi! Unde este radarul? Că ți-a imperialistat! Nu știu, Mohamed, jur că eu nu am nicio treabă cu ăștia. Eu doar locuiesc aici. Minți! Știu de fapt cine ești. Agent 012! Acum n-ai mai venit, pupăză! Iubi, stai liniștită că nu mai intru. Vreau doar să spun că am vorbit cu Van Damme și e de acord. Asta cine e? Un idiot. Oh, deci o problemă, poți să tragi. Dar să știi că dacă nu vă vei împușca aici drept în frunte, e degeaba. Pentru că o să mor și tu... Și... idiot. Parcă așa-l cheamă, nu? Mârlane, te omor, Mârlane! Unde e că-l omor? Unde e că...
El e... El e. Bibilico, ai urez de la calcemie. Ai o cădere. Câinii nu vorbesc. Dar dacă sunt inteligenți așa cum ai zis tu, sigur o să-mi dea de urmă. O să vină după mine. De ce să vină, dragă? De ce? Fiindcă le-am dat cu spray în ochi, trașcă, de-aia n-am vrut de zice. Ai vrut să ce? Ce ai, dragă? Mă sperii? Ce ai? Credeai că scape așa ușor toată? Acum crezi, muriți, mutanți! Nu-mi răspuns la întrebare? Ați împușc, idiot! Dar care e? Că-ți răspund eu! Unde e radarul? Ah, radarul! Radarul e la... Dacă vrei să afli, împușcă-mă pe mine! Săruna, șefa! Că am înțeles că pot să vă spun așa de acum! Deranjezi? Da! Nu pe tine te-am întrebat, fraiere! Mamă, ce repede l-am terminat! Ah, da, da și el! Bă, că dacă nu... Ah. Domn Serge, nu putem vrea să o pușcăm, că e gravită, e păcat! Păi cine a zis, bă, tâmpitule, că o pușcăm? Păi dumneavoastră, n-a zis că e plătim cu aceeași monedă? Bă, da, bă, tâmpitule, îi dăm cu spray! Haide! Aaaa! A vorbit! A vorbit! Aaaa! Da, nu ai decizit! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Îl introduce Ema, Chiorete. Ce, Ema? De ce, Ema? Da, cum păză, ea e momeala. Nu v-am spus că e treaba ei? Ce să fie ea, momeala? Dar ce, Ema, râmă? Ema, ce, râmă, ce? Vezi că... o să fac o preselecție pentru că trebuie să-mi angajez șofer. Mă obligă șeful. Căstorelu, că îl deranjează dinții, înțelegi? Așa, așa, așa. Auzi, tu mă vezi de cearcăle la aia? Nu. Da, bineînțeles! Au simțit mirosul de cărniță proaspătă de la bebe! În clipa asta te duci și... J. L-ai luat? Da, dragă, poftim. Auzi, da, n-ai vrea tu totuși să te înțelegi cu câinișorii? Cu câinișorii. Cu binele, cu binele. Cu câinișorii, e o chestie asta, câinișorii. A, vezi? Iubi, ești afară? Ce faci, mă? Mă scuzați, stai așa că mi s-a agățat ceasul și nu pot să mă mișc după aia.
Băi, închide ochii, te rog frumos. Stai, mă, că s-a agățat ăsta. Mama, dracu, ce orditor, cum fură ăsta, unii cu pisicile, alții cu ceasă. Mor de râs. E balul ofițerilor, nu băută între băieți. Păi, petrecerea se deschide cu valț. Tu cu cine o stai astăzi? Cu mătura menajerei? Iete cu mătura, da, găsesc eu o parteneră, ce credeți că... Eu nu sunt stare! Ești invitatul meu, Mărlane. Merg cu dumneavoastră? Nu, Mărlane, îți găsești o parteneră. A? Dar trebuie să îndeplinească trei condiții. Majoră, vie și de sex feminin. Vezi ca prostul, dar parcă tu o să mergi, ce să spun. Eu merg, fraiere, că am de un saleg din 1000 de fete cu care filmează zeul sexului. A, și fără panarame, gogoașa, am uitat să spun. Acolo este casa armatei. Nu casa lui Hugh Hefner cu care te cunoști tu. Dar ce șefu, ce au fetele? Ce n-au și ele? Gogoașe, am terminat discuția. Vă găsiți fete cum trebuie, mergeți. Nu? O să meargă popăză cu Emma și Chiorete cu Desire. Punct! Puteți să mergeți să le anunțăm pe fete? Te rog. Hai, da. Trece! Eu de ce să nu merg, șeful? Întreabă-l pe Trașcă. Șeful! Șeful, stați pu... Tu, bebelico, ești însărcinată, trebuie să naști în câteva zile, Doamne ferește. Dacă îți vine sorocul acolo, de la muzică, tu-du-dum, tu-du-dum, tu-du-dum. Și nici nu poți să dansezi, de ce să mergi? Eu nu mă duceam acolo să dansez, eu mă duceam să mănânc. A, corect, să mănânci. Păi sigur că da, acolo o să fie o grămadă de bunătăți. Tu o să mănânci ca hămesita și o să-l înghesui pe bebeul nostru cu o tonă de mâncare. Așa ceva nu permit. Umor, îl umor. Omoară-mă, dar să știi că eu nu merg. E, atunci o să merg fără tine, Trașcă. Cum fără mine, dragă? N-ai auzit ce a zis șeful? Singură nu se poate. Să vedem cu cine te duci. Cu mine! Eu am zis primul! Ba, eu am zis... Epa, eu am zis primul! Să mor tu! Ba, să mor tu, da? Bine, atunci mor tu și merg-o. Ba, nu tu mor! Mă rog! Până vă hotărâți care moare și care merge cu mine, eu mă duc să-mi aleg ținuta. Să mă anunțați și pe mine cine-i partenerul meu. Pipilica! Noi! Păi, vă rog, eu vă implor, nu nenorociți, Bibilica. Alegeți-vă pe altcineva! Gura! Cu mine mergem, întâmpitule! Ba, cu mine merge! Mai vedem noi! Da, noi! Adică? Agent 012, au expirat cele 48 de ore. Arată-mi certificatul de căsătorie. Poftiți! Mărlanu Emanuela, nu e rău. Ce face șeful? Am vrut doar să te încerc, 012, să-ți testez devotamentul. Adică nu trebuie să fiu căsătorită? Ba da, dar cu cine spunem noi? Mă rog, ce poate fi mai rău decât Mărlan? Agent 012, vrei să fii soția mea? Cum să? Bă, păritule! Păi ce faci, bă, tu cer mie revanța de soție că te termen! Ce-ai fat-o? Am visat o tâmpenie. Vezi că tâmpeniile astea uneori nu sunt chiar tâmpenii. E, nu spune că și tu crezi în vise. Mă obligă meseria. Mă rog, poate odată o să-ți explic mecanismul de formare a visului. Nu, te obosi că eu oricum nu cred în de-astea. E alegerea ta. Dar ca fapt divers, tu știi că eu l-am visat pe Chiorete înainte să mă ceară de soție? Mare șmecherie. Asta mai nou te cere în fiecare zi. Nu acum, fată.
în noaptea dinainte să mă ceară prima dată. Asta se cheamă legătură telepatică, mă. A, adică ce vrei să spui, că i-ai citit gândurile sau... Nu vreau să spun nimic. Ți-am zis doar așa, ca fapt divers. Eu zic totuși să o întreb înainte, că e cam ciudat în ultima perioadă. Mie să nu te trezești singur cu ochii în soare ca la teatru. Da, mă, dar atunci a crezut că e piesă de aia obscenă, de aia nu venea. Plus că mai eram și certați. Că acum o să fii pe bune rău, ce să spun. Hai, lasă, că nu mai suntem chiar așa la cuțite, e mai altfel. Eu totuși zic să o întreb înainte să completezi invitația, că pe urmă... Da, să întreb. Cudilico, tu ești inconștientă? Dacă naște acolo, ăia dacă merg cu tine vor să danseze, nu pricepi? Că vor să se remarce, visează doar la avansare. Vrei să-l strivească pe bebicul nostru cu burțile lor imense? De ce să-l strivească? Cum de ce, dragă, cum de ce? Nu o să dansați vals împreună? Cum? Spate în spate? Vezi? Dacă nu vrei să mergi, tu erai suplu. Mergea? Erai suplu. Ei bine, nu o să merg și nu o să mergi nici tu cu ei. Ai, lasă-mă! Și cum o să mă oprești? O să vezi. Vino repede, mă, că-s bărcășoare și pachetul de la Mota! Iar avem mășoare! Unde-i, mă, pachet? De ce pădaste, mărlane, a? Ăsta mi-era mie dedicat, nu? Poți să-ți iei adio de la bal! A, ah, chiar! Domn sergent, vă rog eu! Domn sergent! Domn sergent, vă rog eu frumos, lăsați-o în pace pe bibilica mea, că știți că e însărcinată și n-are voie să meargă la bal, să danseze, să facă mișcare și efort. Vă rog eu frumos, renunțați! Dar ce crezi, bă, că eu-s frer, adică să renunți și la nu, ia uite! Domn sergent! Domn sergent! Să știți că dacă nu renunțați, eu sunt în stare de orice! Ce dracu mă fac! Iau și eu puțin barosul. Ia zi, cum îmi stă? Bine. Auzi, mă, tu l-ai visat vreodată pe Trașcă cerându-te de soție înainte să o facă? Da, și nu numai pe Trașcă, pe toți tipii cu care umblam. Îți dai seama cât de disperată puteam să fiu? Dar tu de ce mă întrebi? Auzi, tu crezi în vise? Normal! Visele sunt o călătorie paranormală în viitor! Hai mă, lasă-mă cu tâmpenile astea! Hei, ma! Vrei să fii... Pupăză! Pupăză! Ce să fiu, mă? Pupăză! Ce să fiu, mă? N-auzi? Stai, femeie liniștită! Ți-o zice când s-o trezi, că doar n-a murit. Domn sergent! Veniți puțin! Rașcă, nu mai țipa, că mă doare cap! M-am nenorocit! Te-am făcut, fraiere! Care v-a zis că pentru mine erau toate astea?
Da? Vrei război? O să-l ai, fraiere! Vezi ce mi-au făcut? Vezi? Și asta pentru că mă răzgândisem și vreau să merg cu tine la bal. Vrei să mergi la bal? Vroiam, dar în halul ăsta nu mai pot să merg. Și nu e așa că nu te mai duci nici tu? Că rămâi aici cu mine și mă îngrijești ca o soțioară iubitoare ce ești? Asta era! Ți-a pătrașcă! Eu tot o să merg la bal! Și dacă-ți mai înscenez odată o porcărie de-asta, te omor cu mâna mea! Dacă nășteam spontan de mila ta! Ce bilic! Ia zi, mă, și ciocanul cine l-a pus? Mârlanu sau Gogoaș? Amândoi, șef. Ei, omor. Ei, omor. Lasă-mă aici, Auzi? Ce vrei să mă întrebi în cort la iepuraș? Înainte să... Ce vrei? Păi nu știu că de asta întreb. Ai apucat să zici doar... Emma, vrei să fii... Ah, corect! Ce idiot sunt, cum n-ai bine să uit tocmai așa ceva? E ceva important? E cel mai important. Eu te întreb, dar nu știu dacă poți să mă prezint în halul ăsta în față... Poți! Ce? Am zis că poți, cum să nu poți? Ești perfect! Crezi tu asta? Da, dar zi-mi noi deodată, zi-mi! Iubito, vrei să fii... La ne deschide că te omor! Stai! Ai fugit, ha? Ei, lasă că le arăt omor! Te-am aranjat. Mârlane! La șeful imediat în birou! Șefo, permite să intru! Șefo! Opa! Domn sergent! Permite să intru eu, primul, la șeful, că am uitat să-i spun ce urmăriți, de fapt. Ce vorbești, mă? Lasă că intru eu te-i și spui ce urmărești tu cu Gogoașe, mă, băgarule! Au! Șefo! Au!
Aici erai, Mărlane. Da, șef. Intrați voi la mine în birou, că avem de discutat. Gogoșe! Imediat la mine! Unde credeți că o să vă duceți așa? Au. A? Am zis balul ofițerilor, nu balul invalizilor. Da, asta a început șeful. Ba nu, minte el a început. Ura! O să fim rușine a serii. Dita, au. Dita mai unitatea NATO, trimitem o singură pereche. Mă rog cu Chiorete, că nu e idiot ca voi. Care dracu ai pus? Curent pe... Cocoș! Ai scos firele de pe clanță! Ba da, șeful, cum nu? Pe mine m-a scuzat șeful că mă duc pe la toaletă. La toaletă, Mărlane, a? Și lăsa pe acolo pe alte! Ce tălău! Ce faci, iubi? Dragă, aici nu are ce să ni se mai întâmple. Acum spune-mi ce vrei să mă întrebi. Păi știi deja. Da? N-are nimic. Vreau să o aud din gurița ta. Ca la carte. Hai, întreabă-mă. Ok. Emma, vrei să fii... Nu. Nu așa. Hai. În genunchi. Cum ai fost prima dată. Deconectează. Emma, vrei să fii... Lasă-mă, da, dacă mă scoți din misiune! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Să zic mai repede ce ai de spus, că nu e expus să se întâmple și aici ceva. Bine. Emma, vrei să fii partenera mea la balul ofițerilor? Vreau, pupăză, vreau! Emma, să rup mâna! Auzi, Emma, în halul în care arătăm, nu cred eu că ne mai trimite șeful. La balul ăla. Aaaa! Ce ai ținut? Tu ceri nevasta de soție? Mai știu ce o să spun ăsta, nu mă interesează. Nu? Să facem un scurtmetraj? Lito,
Titule, tu ceri bine de asta de... Deze, da! 20! Ce dur ești! Ce mai speriat, măi! Măi, eu zic totuși să o întreb, că ai văzut ce ciudat în ultima perioadă. Să nu te trezești, naibii, că nu vine și te uiți la ea ca la soare, în teatru. Ce tare sunt! Că e cam ciudat în ultima perioadă. Să nu te împomeni cumva că ești... poți în soare ca la teatru. De cine vorbești de tine? Unde pleci, dragă? Sunt în luna a noua. Trebuie să am bagajul pentru maternitate pregătit, nu? Ah, da, da. Da, da, stai că încă nu s-a întâmplat. Da, da, poate să se întâmple în orice moment. Și în panica aia n-o să mai stea nimeni să-și facă bagajul. Panică. Hai, dragă, ce tot vorbești. Ai uitat că suntem Dita mai soldații NATO? Eu am văzut oameni morți lângă mine. Cum să mă panichez la o naștere? Morți? Unde ai văzut tu, mă, oameni morți lângă tine? La Chiorete, la balul burlacilor. Toți erau morți de beți. Dacă tot ai venit, ce-ar fi să simulăm noi nașterea să văd dacă te pierzi? Ha! Eu să mă pierd? Hai, mă, bibilicon. Drașcă, mi s-a rupt apa! Ajutor, chema salvarea! Repede telefonul! Unde-i mobilul? Cât e numărul? Fă-ți bagajul! Repede! Salvarea! Ajutor! Ia și perna! Haide, Pipilico! Hai să mergem! Te rog eu! Hai, crăpește-te, dragă! Hai! Nu știi scaunul tot! Hai să mergem! Hai! Alo! Era doar o repetiție? O repetiție? Nu, normal că era o repetiție! Repetam! Doamne, și mai ziceai că nu intri în panică. Da. Nu intru, bineînțeles că nu intru. Am vrut să-ți arăt cum nu o să fac niciodată. Da, nu! Hai, dragă, decât o repetăm. Repet, aveți voie să vă atingeți de mașină doar dacă naște iepuraș și nu vor să vină aia de la salvare să o ia. Păi de ce, șeful? E încă pe lista neagră? Da. Mă, s-a înțeles? Doar da, să trăiți! Și voi doi aveți grijă ce tâmpenii faceți că ajungeți soldați. Clar? Doar să trăiți! Hai, dragă, odată că pierdem avionul! Vin, iubii, imediat! Mare grijă! Au înțeles, șeful. Călătoria spre cerată. Aveți grijă la scări! Parcă nu aș fi zis. Șeful! Să stați liniștit că am eu grijă de mașină, da? Ba eu am grijă! Ba eu, da? Ba eu! Mai vedem noi! Și noi pe voi! Dar ce s-a întâmplat, iubii? Mârlanul de Mârlanul a intrat peste mine când mă îmbrăcam. Nu mor, și nu mor. Stai, iubii, stai că trebuie să mergem că întârziem. Hai că nu mai avem. Hai, duceți-vă voi că vin și eu imediat, în două secunde. Hai. Acum este pizza asta așa mare. Ia care pizza? Unde pizza? Uite-i! Acum putem să mergem. Că
când încep durerile, tu trebuie să respiri odată cu mine ca să mă ajut să țin ritmul și să nu leșin. Am înțeles, e foarte simplu, respirăm, adică inspirăm, expirăm. Am uite odată. Hai de capul meu, pe cine mă bazez eu? Tu leșini înaintea mea. Ei, leșin. Nu leșin, dragă, bineînțeles că nu. Îți arătam cum să nu faci. Hai să mai repetăm. Cum era? Trașcă, mi s-a rupt apa. Gata, gata, repede, ajutor, salvarea. Unde-i telefonul? Cât e numărul ăla? Hai, repede, hai să mergem. Repede, hai, dragă, să mergem. Ia și bagajul, hai, hai să, ajutor. Hai, repetiție. Tu ai zis. Da, eu am zis, sigur. Repetiție, aoleu. Da, bine, că sigur, eu repetam și am vrut să-ți arăt cum simulez eu panica. Cât de bine. Notează-ți naibii numărul ăla de la salvare pe palmă, că la cât de lucid te vând, sigur o să nasc singură ca cățeaua unității. Notez, stai. Cât e numărul? 100. Dar de ce au pus ăștia defect pe lift, când de fapt el merge? Păi așa fac, dragă, toți paznicii, ca să le țină libere pentru granguri. Ce ați fi vrut să urcăm 12 etaje pe scări? Mă rog, că suntem noi cu tupeu, am intrat, pac și ha-ha! Hai, da! Ce ai făcut, Popoza? Ce-am făcut, dragă? N-am făcut nimic. S-a oprit. Bă, ar fi culmea să rămânem aici. Mai taci, naibii, Kobe! Pleacă de acolo! Mai bine o luăm pe scări. Eu v-am zis. Numai din cauza ta. Corect, că eu v-am băgat cu forța în lift. Așa, dă vina pe mine ca să ești tu bazma curată. Dar ce am făcut? Ce-ai făcut? Cine știe pe ce ai apăsat și nu mai recunoști? Parcă ești un copil mic, nu-ți mai stau mâinile alea locului o clipă. Mă, tu nu înțelegi că nici n-am atins panoul ăla. Și atunci de ce s-a oprit pupăză? De ce? Păi nu știu, habar n-am. Hai să sărim puțin în el. Mai nebunii, stai! Atunci hai să ne întindem și să visăm la bunătățile pe care le mănâncă aia sus, dacă-i pe așa, na? Ce faci, fata? Stai! Ai, am poftă de caviar! Stai, am zis! Dar las-o, dragă, să sară, că sigur s-a oprit de la senzorul de greutate. I s-o fi părut că suntem prea grei. Băi, fiți atenți, dacă sărim toți odată, o să creadă că nu mai are greutate și pleacă. Hai! Caviar! Ce cauți, Macia? Da, tu ce cauți aici? Treaba mea! Păi și treaba mea, da? Bă, tu ai venit după mașină. Ca și tine, nu? Eu am venit să-i uit cactusul lui șeful. Idem! Și ce, poate nu vreau să-l uit acolo, nu mai târziu. Și eu idem! Și te bagă măta cu idemul tău, a plecat. Și eu idem. Eu primul, ce? Tu primul, băi, deci n-ai venit să încheie. Eu primul intru, că am zis eu primul. Ce te împingi? Ce te împingi? Păi, dar tu de ce te împingi? Dar mă împingi, tu te împingi. Ba, dar tu te împingi. A murit! A murit!
Ca o schiurete în rai. N-ai murit, tântălăule. Dar nici mult nu mai aveam. Fiți-ar ideea, dracu, să-ți fie. Bă, am căzut noi cu liftul sau doar mi s-a părut mie? Am căzut. Și atunci de ce nu ne-am izbit de sol? Pentru că ne-au oprit frânele. Că stare frâne. Am văzut la teleenciclopedia. Și când țin frânele astea? Astea? Astea țin, dragă, nu-i problemă. Gospoda, tu nu m-a sub fusta lua asta nimerești? Suba mea, de ce nu cazi niciodată? Clar, eu iau mașina. Ce vorbești? Eu iau mașina. Ba, eu iau mașina. Ba, eu am nevoie. Ba, nu ia nimeni, da? Ce vorbești, bă, ia de cheile încoace, hai că am nevoie de mașină. Ba, eu am nevoie de mașină, da? Ba, eu am nevoie. De ce? Trebuie, bă, să agăți și eu o gagică, bă, că când ai mașină, agăți orice gagic. De fapt, nu agăți, tu agață jeep-ul când trece. Ba, Dane, ia uite, dacă îmi dai mie mașina, te plătesc dublu. O dată pentru că îmi dai mașina și o dată pentru că o să fii șoferul meu. Pentru că vreau să ajung și eu la studiouri cu șofer, ca Baștanii, să le rup gura, a? Dacă te pune dracu și iei banii, te spui lui șef. Stai, mă, liniștit, că îi spun că minte. Doi contra unu, pot cine o să creadă, a? Va da mie să-și... Bă! Să nebunesc, dacă iar fac revelionul sigur, răgagi că te țiu cu mine toată noaptea și nu... Dansăm până dimineața, auzi? Noțile! Aha! Ce ai făcut, bă? Ați înnebunit să dansez cu Murlanul toată noaptea de revelion, tocmai acum când mi-am găsit și eu parteneră? Dacă nu te... Murlane! Bibilico, lasă-le încolo de simulări că m-am plictisit. Nu am descurcat noi când a venit sorocul. Idiotule, asta nu mai este o simulare! Nasc! Mm-hmm. Mi s-a rupt apa! Nu-i nimic, o lipim cu super glue. Idiotule, mi s-a rupt pe bune! Vino, uite! Dragă, m-ai nebunit! Uite! E chiar... O să murim, cinuat în cauza voastră. Doamne, acum când începusem, am reiubit din nou cu Dezirica. Păi, adică ce vrei să spui, mă? Tu crezi că noi vrem să murim? Adică crezi că noi nu ne iubim? Sau ce vrei să spui tu? Ce mă interesează pe mine? Băi, gata, calmați-vă, n-ai odată. Că poate, totuși, țin frânele astea și o să ne scoate cineva de aici, nu? Țin frânele, a? Ia uite, pătrăcia, dracu, adică eu nu mor în misiune și mor ca bețivul lift. Zirica, acum când ne aflăm între viață și moarte, vreau să spun o întrebare pe care o țâu mine de foarte mult timp. Ce întrebare? Vrei să fii soția mea? Zi, fată, da, zi, da, măcar mormăritată. Vrei să fii și tu soția mea? Vreau, pupăză, de mult vreau, dar nu mai pot. Cum nu mai poți? De ce nu mai poți? Pentru că sunt deja măritată, pupăză. Nu! Stați pe loc, fetelor! Doar pupăza leșinat, mă! Liftul și-a de pe loc, n-are nimic! Nezea! Nasc, doamnă! Lase! Nezea! Nasc, doamnă! La unitate 02 006! Iepuraș! Nu! Nu! Nu, vă rog, nu e farsă!
Știu! Știu, sunt pe lista neagră! Da! Da, cu nas pe bune, doamna! Doamna! Vă rog! Uite, s-a rupt Alba! Ați auzit? Ați alo! Ați închis! De ce, mă? De ce? De ce? Să mergem! Păi, Mărlane, ia stai puțin! Unde ai tu impresia că te duci cu cheile de la mașină, a? Eu o să fiu șoferul care duce pe dobitoacă la spital, clar? Ba nu, eu o să fiu șoferul care o duce la spital, clar? Pentru că eu mă pricep să conduc mașina, tu nu. Și vorbești, mă, te-a născut, mă, la coarnele plugului și acum tu ești șofer, sau care-i treaba? Da, mă, duceți-mă, mă, la spital că eu nasc. Da, mai las de fapt face cu plodul tău, ia-ți cheile și du-te. Păi ce noi stăm de capul tău, tu răzi că avem probleme importante. Mă, aș naci câte nebunesă toată. Ia uite, mă. Păi nu explici tu mie, mă, cum scoduci o mașină, mă, da, da, ți-explic, că pentru habar nu ai, bă, n-ai băgat nici măcar o dată un litru de benzină într-o mașină și nici măcar nu știi să conduci. Ia, explică cum... Vezi că ești prost, că e pe motorină. Ba, explică cum se conduce mașina, hai! Foarte frumos, se deschide ușa. Așa. Să bagă geamantarul în mașină. Așa. Gravida. Așa. Să închide ușa. Așa. După care să introduc cheile în contact, să pornește motorul. Așa. Și pornește mașina. Cum? Arată-mi dovada! Numai că... Ce... Uite, bă, tâmpitule, nu am să-i tânia și merge! Iepuraș! Da! Așa cerea fișa postului, ce să fac? Nu puteam să te aștept pe tine la infinit să mă cer de nevastă! Că mă trecea șeful în rezervă! Și cu cine te-ai măritat? Zic cu cine, că oricum dacă murim nu mai contează! Dar să știi că a fost așa, dar de conveniență! Zic cu cine? Cu... cu... Ia uite! Bau! Ce faceți, mă, aici? Nu, nu-i nenea! A fost niște copii de la alte scări. Coborâți, mă, că ăsta e stricat. Am crezut că suntem între etaje. Nu, sunteți la subsol. A scăpat! Dezita, să știi că nu mi-a răspuns la o întrebare. Nici tu mie. Zi-mă, cu cine te-ai măritat? Zi, fata, tu că îi răspund lui Chioret în sezonul următor. Cu... Bau! Băi, dragă, este... un anonim. Suntem așa doar pe acte. Și să știi că nici măcar nu am luat numele lui. Sărmâna! Bună ziua, spuneți. Păi vreau să te ridic și eu un certificat de căsătorie. Al cui? Al meu. Ah, pe ce nume? Al meu. Care este numele dumneavoastră? Ah, Cucu. Cucu. Gata, l-am făcut Gigea. Bibilicuțu. E negru? Ce-ai, dragă? O fi negru de supărare că n-a avut cine să ne aducă la spital? Și ăsta, mă, pe scaunul meu? Piele, șeful, n-ați comandat o full option. Ce fleșcă era asta pe scaunul meu? Of, de la iepuraș când s-a la maternitate. Păi nu știți că i s-a rupt barajul. Nu asta s-a tot să conducă singură? Lăsați că ștergem noi. Lasă-mă că șterg eu singur. Aveți lucea, șeful? Da, mă. Cu tresele voastre. Dați-le jos. Lege! Gura! Dar le dați înapoi, nu?
Da, mă, da. Când s-o albi, copilul lui iepuraș. Hai, dați-le jos. Nu ați revenit în rând, utilicarilor, idioților. Cu asta puteți nu mai lăsa șeful, că am și un romatism rebel la umărul ăsta. Uite, nu vrea să iasă. Rămâneți cu noi, revenim imediat. E bine, atunci stăm aici, ne întindem și visăm la bunătățile pe care le simt. Pe care le sigur. Tragi cu boțul ăsta-l tău. E ce fac, dragă portarii, ca să-l oprească pentru granguri. Doar nu fi vrut să urcăm 12 etaje pe scări. 12 etaje pe scări. Ești păcat. Rosiu, nu-mi spune, măi copii, eu aduc prosperitatea. Eu sunt... De ce au scris ăștia defect pe lift, când de fapt el merge? Păi așa fac toți portarii ca să oprească lifturile pentru granguri. Doar nu fi fost idiot să mergem 12 scări pe etaj. 12 scări pe etaj. Doar nu fi fost idiot. Băi, ce e asta? Păi de boaie. Nu-i mai dați ce e asta. Auzi, mă? Dar nu înțeleg, de ce au pus ăștia de fapt pe lift defect, când de fapt el merge? De fapt, de-aia au pus, pentru că de fapt. Hai să trecem de primele trei rânduri. Nu se poate. Hai. Nu v-am zis. Ha, ce ai zis tu, dragă? Ce ai zis? Să luăm pe scări. Hai de la grecă, v-am zis, corect, eu să... Hai. Păi dacă nu m-a lăsat, că știam! Fă și cu mâinile lăși! Dacă nu m-a lăsat, că știam! Hai, lasă-mi, lasă-mi! Eu venit să-i uit cactusul lui șeful. Nu cumva ai venit să iei cheile de la mașină? Ba da, dar uitasem! Dar pe dreapta. Am uitat pe ce parte trebuie să mă toc. Am uitat. Păi, crezi că îl pune cineva să cadă sub fustă? Tu chiar asta e impresia ta? La rugăm noi să intre sub fustă lui fata asta. Deci, nu! Lasă-l pe, deci tu dacă te-ai cerut o pizza părtată. Deci gata, măritat aproape și niște treburi? Chiar așa, măi, Dezirica?